Astăzi reacționăm la istoria reală a lui Slenderman. Ați auzit foarte bine, fraților, bine ați venit la un episod la mine pe canal. Un nou episod dintr-o nouă serie pe care vreau să încep, boys. Mai exact, o serie în care reacționăm la un fel de documentare despre istoria anumitor caractere de-astea, cum ar fi Slenderman, Sanhe, Cartoon Cat. Iar în cazul în care, boys, aveți vreo sugestie, adică vreți să vedeți următorul videoclip, să zicem, de exemplu, istoria lui Sanhe, lăsați chiar acum un like la acest videoclip și scrieți-mi la comentarii. Și să zicem, sugestia care are cele mai multe comentarii, respectiv cele mai multe like-uri la comentarii, o să o aleg și o să o fac în următorul episod. Însă astăzi, băieți, pentru început, avem, să spunem așa, istoria lui Slenderman. Este un fel de documentar, boys, care ține 9 minute, un fel de short horror film documentar animat, adică e destul de ciudat, în care ne este prezentat, fraților, Slenderman și istoria lui, cum a apărut pe internet, cum youtuberii l-au populat și după anumite chestii de-astea din viața reală, când a fost văzut în viața reală. Deci nu uitați like și haideți să începem. Let's go! Deci, tot atâta să începem, băiatul ăsta a făcut videoclipul Roditi, dați un subscribe. Birds have always lurked in the darkness. Okay, boys, să vedem ce zice aici. Demons, child-eating witches, big bad wolves. Ok, aici spune că întotdeauna au existat, chiar dacă suntem în 2021, chiar dacă suntem în 1800-1900, întotdeauna au existat legende de-astea urbane, că există vrăjitoare, că există nu știu ce chestii ciudate, întotdeauna au existat chestii de genul. May have no face at all. Însă băiatul ăsta e mai special. And striking terror into your soul. Ok, băieți, deci pe lângă monștrii ăștia, v-am zis, deci vârcolaci, toate, să spunem așa, vârcolaci, toate chestiile astea, Siren Head, Cartoon Cat, bă, toți ăștia, dacă stai să te gândești la ei, au o față, știți, adică Siren Head, ce față are Siren Head, are alea două sirene, bam, bam, Cartoon Cat are fața aia, o vrăjitoare, e o babă urâtă sau ceva de genul, însă ăsta, Slenderman, nu are absolut nicio față, băieți, efectiv e un cap plat, n-are nici urechi nu cred că are, n-are absolut nimica. That's right. It's one of the internet age's acum most infamous boogeyman. Ne-l prezintă boogeyman-ul, legendarul Slenderman. Is easy to pick out in a lineup. Iar acum ne-l prezintă. He's a freakishly tall and stick thin man with long grasping limbs. Ok, iar acum spune că este un bărbat înalt care are niște mâini foarte, foarte lungi. He wears a dark suit and has a misshapen white head with no facial features. Și poartă un costum, după cum vedeți de fiecare dată, și are efectiv o față fără nicio modificare. Nu are ochi, nu are nas, nu are sprâncene, nu are gură, nu are absolut nimic, nici măcar urechi nu are. Și efectiv are pielea de culoare albă. Și mai are și... se mai spune că mai are și niște tentacule în spate. There was a time when you couldn't avoid the Slender Man. Scary images, memes, ARGs, parodies, cosplay, toys and even a 2018 movie. Aici, boys, a zis bine, a existat o perioadă în internet în care efectiv nimeni nu putea să, bă, să scape de Slenderman. Adică dacă în 2018, 2017, să zicem 2016, 2018 erai pasionat de chestii horror, pe orice forum / site horror pe care te duceai, trebuia să fie legat ceva de Slenderman. Adică întotdeauna era ceva legat de Slenderman. Gândiți-vă că până și în Minecraft există Enderman-ul și există foarte multe chestii de genul jocuri, pentru că, bă, personajul ăsta e unul foarte, foarte interesant. Și aici zice că s-au făcut jucăricule, s-a făcut până și un film în 2018, parodii, cosplay-uri, foarte, foarte multe chestii. Another goofy creepypasta. Și ai crede că Slenderman e doar un caracter creepypasta, cum sunt foarte mulți, însă nu, nu e așa. Cum e Jeff the Killer sau SCP-096? Dar asta ar putea să nu fie adevărul. Slenderman crawled out of the world of fiction and into real life. Unlike a lot of urban legends told to us by a friend of a friend, we know the definitive source of the Slenderman. Ok, cică, fiți atenți, băieții, deci pe lângă anumitele legende urbane pe care le auzit de la tovarășii voștri, că zice un tovarăș că, bă, în satul ăla există nu știu ce vrăjitoare, și că știm sursa de la care a început asta cu Slenderman. Iar acum arată ceva pe 10 iunie 2009. Something Alpha Forms hosted a Photoshop contest that encouraged users to create creepy paranormal images. Ok, băieți, iar acum începe istoria pe bune. Deși că în 10 iunie 2009, un site ăsta de forum de designer a făcut așa un fel de concurs, neapărat nu prea câștigai ceva. Era un concurs în care designerii ăștia de pe forumul ăsta trebuia să facă o fotografie în Photoshop, o fotografie paranormală, ceva, o creatură paranormală. Hai să vedem. Eric Knudsen, under the username Victor Surge. Ok, și un băiat numit Eric Knudsen, abar nu am și îl chema acolo Victor Surge, a postat două imagini care au schimbat internetul pentru totdeauna. The first image had the caption, "We didn't want to go. We didn't want to kill them. But its persistent silence and outstretched arms
horrified and comforted us at the same time. Ok, și-a postat fotografia asta cu descrierea, nu am vrut să mergem. We didn't want to kill them, nu voiam să-i omorăm, dar era o, cum îi zice, o liniște care persista și avea ceva arme care ne speriau, dar și ne făceau confortabili în același timp. Nu înțeleg. It was dated to 1983 and și că el a spus că e poza din 1983, fraților, adică de aproape acum 40 de ani. Dated to an unknown photographer who was presumed dead. Și făcută de un fotograf care se presupune că e mort. If you look closely, you can see the Slenderman looming in the background. Și cam așa, ceva de genul, nu poate să arate fotografia. Aici e un grup de oameni, nu știu dacă stau jos sau ceva, iar în spate acolo îl puteți vedea pe Slenderman. The second image showed him a little more clearly. This one had the caption, one of two recovered photographs from the image showed him a little library of Slenderman deformity. Ok, iar acum mai este și această poză, unde avea one of two recorded photographs from the Sterling City Library Blaze. Deci aici, one of two recovered photographs. Ok, dar aici este o poză din Sterling City Library Blaze. The table of being taken the day which 14 children vanished for what is referred to the Slenderman. Deci știi că a fost făcut o poză într-un parc de asta pentru copii, iar atunci au dispărut 14 copii, boys. Deformity City desfind the face by officials. Fire at delivery occurred one week later after photograph confiscated as evidence. Ok, băieți, deci că s-au făcut două fotografii în parc, iar după, gen, după o săptămână de la incident, au luat foc secția de poliție, iar prima fotografie, asta e a doua, gen, pe care ați văzut-o, prima fotografie, gen, fotografia... Asta e a doua fotografie cu copiii ăștia, vedeți unde e Slenderman în spate. Prima fotografie nu o știm pentru că a fost reținută drept dovadă la cazul ăla, știi ce zic? Hai să vedem, băieți. Hai să vedem. Și asta când a fost făcută? În 1986, băieți. Ok, și a fost făcută de fata asta care a fost și ea dată dispărută pe 13 iunie 1986. Mamă, băi, eu nu știam chestiile astea, adică scheță cu aia, dacă știați chestia asta despre Slenderman. On that day, hai să vedem. Legend was born. Și atunci s-a născut o legendă foarte nașpa. Era misterios și întotdeauna răpea copii, boys, asta e nașpa. Știți că și la ce am mai reacționat eu cu Slenderman, întotdeauna răpește copii. What exactly the Slenderman is, why it does what it does, and what actually happens to the people it takes, was a mystery. But something about... Ce este Slenderman? De ce ia copii și ce face cu ei? Era un mister, hai să vedem. Images captured the imagination of the internet. Ok, dar după acele imagini au ajuns să fie populare. Details they've been given and ran with it. As the creepy grandfather of modern horror, H.P. Lovecraft always loved to say, "The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown." Mamă, băieze, și că băiatul ăla, nu mai știu cum era numele, avea așa un fel de citat, și că cea mai mare povară a omului este frica și cea mai mare frică este frica de necunoscut. Adică când ți-e frică de ceva, dar nu știi într-un fel de ce ți-e frică, pentru că nouă ne e frică de Slenderman teoretic, dar dacă cumva, Doamne ferește, te ia Slenderman, nu știi ce să faci, adică nu știi de ce ți-e frică, poate să te ducă să-ți dea bomboane. Slabe șanse, adică nu cred, dar da, zic, hai să vedem. Și că, da, însă Slenderman nu o să stea așa în anonimitate pentru mult timp. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat, băieți. Our knowledge about this new nightmare prompted thousands of fans to fill the void with their own ideas and fictions. Ok, dar și că după au început să apară creepypasta-uri făcute de fani, pentru că toată lumea era pasionată de chestia asta. On the creepypasta circuit, becoming the focus of countless stories shared across the web. Little by little, more details about the Slenderman were crowdsourced, and a collective hub of information, referred to as the Slenderman mythos, was formed. Ok, băieți, și că pe foarte multe forumuri de astea de creepypasta s-au creat multe grupulețe de astea care scriau efectiv numai despre Slenderman și s-au făcut foarte multe povești, foarte multe creepypasta-uri și foarte multe chestii de astea care într-un fel nu erau reale, însă unele aveau și un sâmbure de adevăr. Da, și după s-au combinat Slenderman cu Jeff the Killer, cu Smile Dog, cu toți ăștia. Laughing Jack. In the internet horror world, he'd become a household name. A devenit un nume foarte popular. Slenderman would hit YouTube. Și după Slenderman a ajuns pe YouTube. Hai să vedeți aici, fraților. Would launch an alternate reality game or ARG series known as Marble Hornets. Ok, deși că băieții ăștia au lansat un joc numit Marble Hornets. Found footage style and told the story of a group of amateur filmmakers. Ah, ba nu, sau ba, un joc sau un film. Harassed by a number of supernatural entities. Most popular among these was a creature called the Operator.
which is functionally identical to the Slender Man in both appearance and behavior. Ok, deși că când au ajuns pe YouTube, a existat un grup de 4 tineri care au făcut un proiect în care era vorba despre niște tineri de ăștia care încercau să filmeze un film, însă ei erau într-un fel hărțuiți de niște entități paranormale. Iar una dintre ele îi se spunea operatorul, care de fapt era Slenderman, era identic cu Slenderman, însă îi se zicea operatorul, nu știu de ce. This series became massively popular. Mama, deci acest serial era a devenit popular, a avut 55 de milioane de vizualizări. It even spawned a few spin-offs from different teams, including Everyman Hybrid and Tribe. Da, și după am început mai mulți oameni să facă același lucru, uitați-vă. Legions of fan imitations. Uite, foarte multe imitații au fost. Made him incredibly easy to imitate or recreate. Okay. Ah, și datorită faptului că Slenderman nu era ceva, deci după, vedeți, deci nu e vreun caracter extravagant. Efectiv puteai să-l copiezi foarte ușor. E efectiv un om înalt cu costum și cu fața albă. Nici nu trebuie să te chinui să-i faci fața. Cosplayers can easily become the Slenderman with a morph da. Suit. Foarte multă lume poate să facă cosplay la Slenderman, adică într-un fel să se îmbrace în Slenderman. Nu e așa de wow. Which there are many. The faceless creature was also much easier to draw than some of its more complex creepypasta contemporaries. Meaning, there were reams of fan art from artists of all skill levels. Erau foarte multe fan art, adică bă, exploda Slenderman pe asta. A powerful mimetic monster. Dar. The internet had caught Slenderman fever, and things were still heating up. In 2012, the Slenderman. Ok, acum am ajuns în 2012. Got its first taste of truly mainstream success. Ok, iar acum Slenderman a avut primul lui succes adevărat. The release of a free indie game called Slender. The 8 pages. Ok, băieți, nu știu dacă aș juca jocul ăsta, însă în 2012, ci că s-a lansat jocul ăsta numit Slender The 8 Pages. În cazul în care nu v-ați jucat, eu m-am jucat când eram mai mic, era un de ăsta unde, nu mai știu dacă erai într-un subsol sau într-o pădure, cred că într-o pădure, și efectiv erai urmărit de Slenderman și ca să scapi trebuia să iei o pagină din pădurea, erau puse pe copaci. Trebuia să te plimbi pe acolo și să iei paginile, nu era mare filozofie. In its first month of release, it got over 2 million downloads. Că în primele de-astea a avut 2 milioane de vizualizări în primele două luni. Nu, în prima lună. Popular playthroughs from some of the biggest gaming YouTubers in the world, such as Markiplier and PewDiePie. Și că s-a jucat până și PewDiePie și Markiplier, cei mai mari YouTuberi din lume. The game was so popular that people who never even heard of the concept of creepypasta had suddenly heard of the Slender Man. And it quickly became an obsession. Ok, și că la vremea aia, chiar dacă s-a lansat jocul ăsta și a fost așa de popular, nu știa așa de multă lume cum știa acum de Slenderman, așa că băieții noștri atunci a aflat foarte, foarte multă lume și a devenit un fel de obsesie. The success of the first game also led to a huge number of sequels and spin-offs, including Slender, The Arrival, and Slender Asylum. Și după s-au lansat mai multe, după Slender de cele 8 pagini s-a lansat The Arrival și Asylum, adică foarte multe părți din același joc. Slenderman had quickly become one of the internet's most marketable. Și după a devenit să se scoată bani din el, adică existau ăștia care făceau jocuri și ce zic, developer de jocuri care creau toate jocurile posibile cu Slenderman, Slenderman în parc, Slenderman oriunde, știi zic, adică făceau foarte, foarte mulți bani de pe el. Had begun to flow. Și au început să se facă foarte mulți bani. For more Slenderman fan films. Some of și că până și filme se făceau cu el. Thanks to the sheer number of people involved in what had now become the Slenderman creative community. Mama, băi, și că niște băieți au strâns și 8.000 de dolari să facă un film cu Slenderman. A more solid canon around what exactly the Slenderman was all about began to coalesce. Da, și acum te gândești, bă, ce înseamnă într-adevăr Slenderman? Since Marble Hornets, the Slenderman has been associated with the following symbol. Următoarele simboluri. In the stories, it's often carved into the bark of trees or scrawled onto paper in his presence. Being attacked. Ok, boys, deși că acum îți arată cum arată, gen, cum își face Slenderman simțită prezența. Are semnul ăsta pe copaci sau îi stă pagii pe copaci cu semnul ăsta? The Slenderman is seen more as a form of psychological violence rather than the simple claws and teeth of your standard monster. Ok, deși că să fie atacat de Slenderman e mai mult o chestie psihologică, știi ce zic? Pentru că na, nu știu dacă v-ați uitat la alte filme, însă în foarte multe filme există un copil care e atacat de Slenderman, el zice ajutor, ajutor, ajutor și după când ajunge Slenderman la el zice a, ăsta e de fapt prietenul meu și se duc amândoi, adică e ceva psihologic, nu te rănește fizic. Nu totdeauna. Or sometimes weeks, teleporting to where they least expect and inflicting terror whenever he can. Ok, și își urmărea victimele și se teleporta la ele chiar și pentru săptămâni. Victims of the Slenderman supposedly report having Slender sickness. A kind of illness caused by exposure to the Slenderman's power, characterized by paranoia, headaches, nosebleeds, and a persistent sense of dread. Ok, băieți, deci că după au început să apară foarte multe persoane pe internet care pretindeau că sunt victimele lui Slenderman și aveau anumite de-astea, să spunem așa, simptome, cum ai la o boală, doamne ferește, așa aveau și ei, adică le curgea nasul, aveau paranoia excesivă, îi durea foarte mult capul, senzații de amețeală, pentru că erau urmăriți și că de Slenderman. Nu înțeleg, asta e să vedem. To a victim of the Slenderman.
The more common result of a slender stalking is the victim simply disappearing. Și că două lucruri se pot întâmpla la o victimă de al lui Slenderman. Una, să dispară. And what happens after that is unknown. Și ce se întâmplă după ce victima dispare nu se știe. It's likely that the Slenderman's victims are killed after being taken, but the particulars of what method he uses or how long it takes are a mystery. Ok, băieți, deci toată lumea presupune că victimele după ce dispar sunt omorâte, însă na, nu e 100% sigur. The second thing that could potentially happen to a victim of the Slenderman is even more terrifying. Ok, deși că după a doua chestie care se poate întâmpla în cazul în care ești o victimă de al Slenderman e mai terifiantă. Ar putea să devină un proxy, adică introduced into the Slenderman mythos by Marble Hornets. Proxies are people whose minds have been warped by the Slenderman. După cum am zis, băieții, deci te faci un proxy, adică efectiv el pune, să spunem așa, stăpânire pe mintea ta și ești a lui, teoretic, ești un fel de mini Slenderman, ce zic? Initially, these people were just deranged and violent. Ce erau violenți? They became servants of the Slenderman. Și după au devenit servitorii lui Slenderman. And perform acts of violence on his behalf. Da, și la comandă fac gen aplică violența, pentru că le zice el. The real reason that the Slenderman is such an infamous monster online after years of just being a creepy meme. The real crime supposedly inspired by his legend. Și au apărut foarte multe crime care cică sunt făcute de Slenderman. Slenderman truly came to life in Waukesha, Wisconsin. Iar acum se spune că Slenderman chiar a prins viață și a fost confirmat în Waukesha, Wisconsin. Hai să vedem. Two teenage girls were developing a dangerous obsession with a number of fictional characters. Ok, ci că două adolescente au creat din păcate o obsesie cu un număr de caractere de asta ca Slenderman. The most prominent among them being the Slenderman. Și cel mai șmecher dintre ele era Slenderman. They had heard about the proxy element of the mythos. Au auzit despre toate chestiile, metodele, proxy-urile, erau doxă. Perhaps out of fear or a desire to commit violence. They claimed that they wanted to work for the Slenderman. Și au zis că vor să lucreze pentru Slenderman, grijă mare. In their twisted psyches, the first step to becoming a proxy was murdering someone in the name of the Slenderman. Mamă, băi, s-a spus că acum ne învață cică și cum să-l ademenim noi pe Slenderman, adică să ne recruteze. Prima dată trebuie să o... Doamne ferește, boys, și că ele au zis că trebuie să omoare o persoană în numele lui Slenderman. Well, of course, this is crazy. Asta e o nebunie. Isn't actually real after all. Și că Slenderman nu este real, până la urmă. Didn't stop these two girls from going through with it. Dar fetele astea chiar au făcut-o. Hai on să vedem. May 31st, 24... Pe 31 mai 2014, they led a friend of theirs into a nearby forest and stabbed her 19 times with a knife. Mamă, băieți, deși că în 31 numai 2014 au dus o colegă de-a lor și au înjugheat-o de 19 ori. This horrendous act was done in an attempt to sacrifice her to the Slenderman. Și au sacrificat-o pentru Slenderman și că... Thankfully, in spite of the brutal attack, their victim survived. Mamă, și că victima a supraviețuit, mamă, ce mișto. Doamne, băieți, acum mă simt mai bine. Deci a supraviețuit. Managed to get help. She has since recovered and her two attackers have been convicted and imprisoned for their crimes. Mamă, băieți, și că aia a supraviețuit și a reușit să strige pentru ajutor și ea le-a declarat pe astea două și au fost condamnate, au fost puse după gratii. Mamă, băieți, wow, credeam că a murit. Reputation of the Slenderman as a fictional character didn't survive the incident. Many believe that this awful tragedy turned the tide of public opinion on the Slenderman. Ok, unii cred că e real, alții cred că nu e real. Slow but irreversible decline. Being tied to a real-life attempted murder made it harder for many to enjoy the character in the same way they had when it only existed in the glow of a screen. Ok, și după foarte multă lume nu i-a mai plăcut de Slenderman pentru că era asociat cu crima, știi, chestia să omor pe cineva numele lui Slenderman, nu le-a prea mai plăcut la băieți. Adică, băi, ești fan horror, dar nici chiar așa. Fan interest fell away. In 2018, an official studio movie adaptation of the character hit theaters. Și că în 2018 was panned by both audiences and critics. Ok, deci că în 2018 se lansează un film cu Slenderman, dar a fost un mare eșec și a fost uiduit de foarte multe audiențe. The era of the Slenderman was over. Era lui Slenderman era gata în 2018. He was, for all intents and purposes, a dead meme. A fost un meme. But the idea of the Slenderman is something that can never really die. Dar ideea lui Slenderman niciodată nu poate să moară. Before the Slenderman, legends of child snatching creatures have existed in pretty much every culture across the globe. Da, băieți, am mai reacționat și noi la chestii de genul. După Slenderman au venit alte de-astea, să spunem așa, tot așa creaturi de-astea slabe care vin și răpesc copii, cum e asta, e gen iese o mână din dulap sau ceva de genul. Am văzut și la Life of Luxury, știi? After the Slenderman, other internet monsters like Trevor Henderson. Au venit Siren și alții, ca Trevor Henderson, adică creatorul Trevor Henderson, dacă v-ați uitat la cum a fost creat Siren Head, el. Those two will eventually fade in popularity,
And in time, they will themselves be replaced by newer, maybe even more terrifying ideas. Și băieți, dacă vrem să acceptăm sau nu, peste câțiva ani o să dispară și SRH și o să vină alte creepypasta-uri. Yes. Myths and the basic fears that inspire them are immortal, even if the details change over time. And though we don't see the Slender Man around quite as much as we used to, now that you've watched this video, perhaps you'll be seeing him in your nightmares again, sometime soon. Ok, și a zis că chiar dacă acum în ultimul timp nu se mai discută așa de mult de Slenderman, dacă v-ați uitat la clipul ăsta, e posibil să le vedeți în curând în coșmarurile voastre. Ok, fraților, ăsta a fost episodul Istoria lui Slenderman, a fost primul episod din seria asta. Vă rog eu neapărat să lăsați un comentariu ce părere ați avut și la ce mai vreți să facem istoria. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu episodul nou. Eu v-am papă toți, doamne.